Sărbătoarea Națională de la Țebia nu a însemnat doar ceremonia oficială organizată cu ocazia comemorării a 150 de ani de la moartea lui Avram Iancu, ci și un veritabil spectacol folcloric organizat impecabil de Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara. Alături de nume consacrate ale folclorului românesc, miile de participanți au sărbătorit acest moment special, cum așa se face în Țara Zarandului. Spectacolul prezentat de Iuliana Tudor și care a fost transmis în direct de Televiziunea Română a fost organizat de Consiliul Județean Hunedoara prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara. Bună ziua, dragi români! De aici, de la Țebea, din inima Țării Moților, dați-mi voie să vă transmit tuturor gândul cel mai bun al tuturor hunedorenilor și să vă invit împreună să sărbătorim și să comemorăm împreună memoria marelui erou național, Avram Iancu, așa cum moții noștri le spuneau, creșorul munților. Vă mulțumesc tuturor care sunteți astăzi alături de noi la comemorarea celor 150 de ani de la trecerea acelei veșnice a lui Avrămuț al nostru. Prin fapta și jertfa lui Avrămuț, flutură astăzi tricolorul românesc și trăiește libertatea Transilvaniei. Un gând bun, un gând curat, se îndreaptă și către cei care sunteți în fața micilor ecrane din țară sau din străinătate. Tuturor vă spun, Doamne ajută și să ne vedem cu bine și la anul. Un moment extraordinar, sărbările naționale de la Țebea, cu atât mai mult cu cât știm cu toții 150 de ani de la moartea lui Avram Iancu. Iată un public dornic de spectacol, un public care a primit cu mare căldură momentele artistice pregătite de către noi. Mie nu-mi rămâne decât să le mulțumesc, așa cum spuneam, în primul rând bunului Dumnezeu care a înduit să fim împreună astăzi, după atâta vreme, apoi acestui public minunat care și-a primit artiștii așa cum merită acești artiști și nu în ultimul rând echipelor care au ajutat la organizarea unui eveniment de o asemenea amploare. Consiliul Județean, instituțiile subordonate, echipa de la Centrul de Cultură și Artă, lor vreau să le mulțumesc în mod deosebit artiștilor care, mulți dintre ei au bătut drum lung și cu toții s-au pregătit extraordinar pentru Țebea, 150 de ani de la moartea lui Avram Iancu, momente excepționale. Le mulțumesc tuturor! Pe scena de la Țebea au urcat nume importante ale folclorului românesc. Nicolae Furduiancu, Sava Negrean Brudașcu, Veta Biriș, Gheorghe Roșoga, Floarea Calotă, Matilda Pascal Cojocărița, Mariana Angel, Mariana Deac și mulți alți îndrăgiți și apreciați interpreți ai cântecului popular românesc și care au adus un înălțător omagiu lui Avram Iancu, românul care și-a dedicat viața pentru un crez, acela de a-și vedea națiunea fericită. De fiecare dată Țebea pentru mine înseamnă comemorarea lui Avram Iancu, înseamnă bucuria de a cânta cântecele acestea frumoase pentru dragostea de neam și țară. O, Doamne, de 55 de ani cânt aceste cântece, cântece pe care le-am învățat de la tatăl meu care și-a riscat viața în cel de-al doilea război mondial și cred că eu sunt unul dintre cei mai norocoși cântăreți, pentru că am fost prima cântăreață care am cântat cântecul patriotic. Și primul cântec pe care l-am cântat a fost cântecul Iancului. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest dar pe care mi l-a dat, să pot duce mai departe tradiția neamului și aceste cântece frumoase ale neamului nostru, pentru că iubesc cântecul Iancului, acest cântec m-a făcut pe mine cunoscută. Nu au lipsit reprezentanții tinerei generații de soliști și taragotiști vestiți, între care Pera Bulz, Petrică Pașca, Ionel Coza, cu toții acompaniați de orchestra ansamblului profesionist Drăgan Muntean, dirijat de profesorul George Câlțea. Banatul a fost și el reprezentat de trei tineri talentați, Ciprian Pop, Bogdan Firu și Ioan Surdu.